Mulțumesc. Deci astăzi avem o ședință publică a Consiliului de Administrație cu patru chestiuni în ordine de zi. Este vorba despre aprobarea cheltuielilor de bază pentru regie apă canal Bălți, Leova, Orhei și Iedineț. Domnul director, dacă aveți propuneri la ordine de zi. Propuneri la ordine de zi nu sunt. Supun votului aprobarea ordinii de zi. Vă rog să votați, domnul director. Așa, domnul Creangă. Prin vot unanim. Domnul Creangă. Ordinea zi. Aprobată, dar se vede foarte slab la dumneavoastră. Ok. Prima chestiune a ordinii de zi este aprobarea cheltuielilor de bază pentru regia apă canal Bălți, raportor Andrei Onofrei. Andrei Onofrei, poftim. Bună ziua, onorat Consiliul de Administrație, onorat asistent, vă prezint note informative privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru anul 2019, necesare pentru desfășurarea activității de furnizare a servicii publice alimentare cu apă de către întreprinderea municipală Regia Apă Canal Bălți. Date generale, întreprinderea Apă Canal Bălți a obținut licența la 7 iulie 2015 pentru genul de activitate furnizare a servicii publice alimentare cu apă la nivel de municipii pe raza de desfășurare orașul Bălți. Lungimea rețelelor este de 241,5 km. Numărul de consumatori este de circa 51.539. Volumul de apă captat și procurat este, anual este de circa 11.331 metri cubi și volumul de apă furnizat este de 4.315 metri cubi. În temeiul articolului 15, alineatul 1, litera H din legea 303 privind serviciul public de alimentar cu apă și canalizare, întreprinderea municipală Regia Apă Canal Bălți a prezentat spre examinare și avizare proiectul cheltuielilor de bază pentru furnizarea servicii public de alimentare cu apă pentru anul 2019 prin scrisoarea din 23 august 2019. Determinarea valorii cheltuielilor de bază s-a efectuat în conformitate cu metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifului prin servicii public de alimentare cu apă, de canalizare și depurare a apelor uzate, aprobată prin hotărârea Consiliului de Administrație al Andrei numărul 741 din 18 decembrie 2014 și în baza informației prezentate de Regia Apă Canal Bălți prin cheltuieli judecate efectuate pentru asigurarea furnizării serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pentru anii 2016-2018. Cu fost scrisoare enunțate, Regia Apă Canal Bălți a solicitat cheltuieli de bază pentru furnizarea serviciului public de alimentare de apă în valoare de 32.000 leoane, 329,5 lei. La determinarea cheltuielilor în cauză s-a ținut cont de consumul efectiv înregistrat de către operator pe parcursul ultimilor 3 ani de activitate și de cheltuielile strict necesare pentru desfășurarea activității de bază. Urmarea analizei materialului prezentat de Departamentul Provizionar cu apă și de canalizare a determinat cheltuielilor de bază după cum urmează. Cheltuieli materiale. Întreprinderea municipală Regia Apă Canal Bălți a anunțat cheltuieli materiale spre pezare în valoare de 3.206,6 lei, dintre care propune spre acceptare suma de 2.177,2 lei. La determinarea cheltuielilor materiale au fost acceptate doar materiale strict necesare pentru desfășurarea activității de bază și s-a luat media consumului efectiv înregistrat de către operatori pe parcursul ultimilor 3 ani de activitate înregistrate la contul de cheltuieli la compartimentul activitate operațională și au fost excluse materiale ce urmau a fi capitalizate, ce a dat posibilitatea de a diminua prognoza prezentată de operator în sumă de 1.029,4 lei. Totodată menționăm că la întocmire solicitării operator, contrar prevederi metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifului în servicii publice de alimentare de apă, de canalizare și depurare a apelor uzate, a reflectat cheltuielile materiale aferente rețelelor publice de alimentare cu apă potabilă la compartimentul cheltuielilor întreținere și exploatare sistemului public de alimentare cu apă. Într-o respectare prevederii metodologiei în cauză, departamentul are clasificat cheltuielile menționate cu includerea lor în compartimentul cheltuieli materiale, excluzând acele materiale ce nu țin de procesul de producție.
Cheltuieli cu personalul, operatorul a înaintat spre avizare în sumă de 26.498,5 lei, iar urmare analizei propunerilor accesare acceptare suma de 7.294,1 lei. Reșind din principiul eficiență maximă la cheltuieli minime, în relia determinare cheltuielor personal a ținut cont doar de plățile obligatorii ce urmează să le efectueze operatorul conform prevederii legislației în vigoare pentru 198 angajați, contumul minim garantat a salariului în sector real în valoare de 2.720 lei, asigurând pentru funcționari suficient tarifare la nivel minim și pentru muncitori la nivel mediu, prevăzut de hotărârea Guvernului Republicii Moldova numărul 743 din 11 iunie 2002, cu privire la salarizarea angajaților din unități cu autonomie financiară. În scopul stimulării angajaților a fost stabilită prima în valoare de 10% de la valoarea salariului de bază, conform abordării unice promovată de ANRE sistemul energetic. În scopul asigurării unei eficiențe maxime, departamentul a propus reducerea în scopuri tarifare statele de personal cu 9 unități, 8 conducători auto de automobili și mecanisme speciale din 33 care au la activ și un lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție de canalizare, ce nu țin de activitatea propriu-zisă prestată de operator. Cheltuielile de întreținere și exploatare sistem public alimentar cu apă, operatorul a solicitat, a propus spre avizare suma de 465.000 de lei, noi propun spre acceptare suma de 578.000 de lei. Au fost excluse serviciile prestate de sterți, cheltuielile cărora urmau fi catalizate în urmă în sumă de 51,8 milii și au mai fost excluse materiale care, conform prevederi metodologiei tarifare, urmau fi incluse la compartimentul cheltuieli materiale în sumă de 331.000 lei. Totodată, departamentul scopul executării prevederilor articolul 26 alineatul 4 din legea 303 suplimentar au fost incluse cheltuielile obligatorii pe care operatorul urmează să le suporte în scopul verificării metrologice și de reparația contoarelor instalate la consumatorii casnici în valoare de 495,8 mii lei. Cheltuielile distribuire, operatorul a solicitat suma de 5 mii de lei. Noi propunem luând în considerație că operatorul a reflectat cheltuieli menționate la compartimentul cheltuieli administrative și cheltuieli de întreținere și exploatare sistem public de alimentare cu apă. Și în scopul excluderii dublării lor, propun că suma menționată să fie exclusă la compartimentul dat. Cheltuieli administrative, operatorul a înaintat suma de 2.154,4 mii lei, dintre care propun spre acceptare suma de 1.794,9 mii lei. Cheltuielile menționate au fost determinate în baza calculului mediu pe 3 ani și au fost acceptate materiale și servicii strict necesare pentru asigurarea furnizării continuă a serviciului public de alimentare cu apă, au fost excluse lucrări și servicii care urmau a fi atribuite la capitalizare și cele ce nu țin de procesul de producție. Bine să menționăm că pe parcursul examenului material în caz s-a conlucrat productiv cu operator și toate din sesiuni și înțelegeri au fost clarificate și înlăturate, cu excepția nivelul de salarizare a angajaților. Urmarea celor expuse se propune în Consiliul de Administrație al ANRE spre aprobare cheltuieli de bază pentru anul 2019 ale întreprinderii municipale Regia Apă Canal Băț pentru servicii publice alimentare de apă potabilă în valoare de 21.844,2 mii lei, inclusiv cheltuieli materiale 2.177,2 mii lei, cheltuieli cu personalul 17.294,1 mii lei, cheltuieli de întreținere și exploatare a sistemului public de alimentare cu apă 578 mii lei, cheltuieli distribuire și administrativ în sumă de 1.794,9 mii lei. Mulțumesc pentru atenție. Da, vă mulțumesc și eu, domnul director, dacă aveți întrebări la raportor. Am impresia că s-a blocat sistemul.
Domnul director, mă auziți? Da. Întrebări nu avem. În fond am discutat proiectul dat. Apuntat deja că am avut o singură rugăminie de a mări cota cheltuielilor la remunerarea muncii. Ok, ok, asta am înțeles că au vorbit reprezentanții din Bălți, dacă nu vedeți, să vă prezentați pentru procesul verbal, avem nevoie. Manager. Fabii. Da, mulțumesc. La determinarea cheltuielilor în cauză s-a ținut cont de abordarea unică pe care o tratăm pe toți operatorii. Cum am spus, la funcționare s-a pus coeficientul minim și la muncă coeficient tarifar la nivel mediu. Noi am înțeles, ne-ați refuzat, noi am indicat vreo 4 puncte, dar totuși ne-a spus că principala este optimizarea cheltuielilor și minimizarea cheltuielilor la toate chestiile astea. Bine, mulțumesc, domnul Babii, vă mulțumesc. Acuși, domnilor director, cine vrea să, cine are întrebări la raportor? Domnilor director. Eu am impresia că nu lucrează sistemul. Haideți să reîncărcăm încă o dată sistemul. Domnul director, reîncărcăm încă o dată sistemul. Nu mai vă auzim foarte bine. Eu vă aud, da? Bine, dacă ne auzim, e bine. Violina Șpac, da? Da, eu vreau să menționez că abordarea luată de colegi în cadrul examinării acestor cursuri de bază este o abordare unică per instituție, per toate întreprinderile din sector. Și în cazul dat, noi nu putem cumva facilita un operator sau altul. Asta este o abordare unică, practică, din ani de zile, care este una întemeiată în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului și respectiv celelalte cheltuieli suplimentare care sunt în conformitate cu contractul colectiv de muncă, impuse, urmează să fie achitate de către disodin veniturile întreprindere și nici de cum nu puse pe seama consumatorilor. Da, doamnă Șpac, mulțumesc. Domnilor directori, dacă cineva vrea să mai vorbească, dacă sunt întrebări, domnilor directori. Oricum, eu propun să reîncărcăm sistemul din motiv că o spunem la vot acuși, dar eu nu vă văd și nu văd votarea. De aceea, domnilor directori, doar haideți să reîncărcăm încă o dată sistemul. Ok. În aceste condiții eu propun domnului Onofrei. Domnul Onofrei, mă auzi? Ridică mâna, dacă mă auzi. Da, în aceste condiții propun domnului Onofrei să ne prezinte proiectul de hotărâre editorit partea hotărătoare. Vă rog, domnul Onofrei. Dau citire hotărârea Consiliului de Administrație privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru întreprinderea municipală regie Apă Canal Bălți. Consiliul de Administrare al Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică hotărăște. Prima, se aprobă pentru anul de bază 2019 valorile cheltuielilor aferind serviciu public alimentare cu apă furnizat de către întreprinderea municipală regia Apă Canal Bălți, după cum urmează. Cheltuieli materiale, 2.177.002 lei. Cheltuieli cu personalul, 17.294.001 lei. Cheltuieli de exploatare sistem public de alimentare cu apă, 578.000 lei. Cheltuieli administrative, 1.794.900 lei. Prezenta hotărâre poate fi contestată la autoritatea emitentă în termen de 30 de zile. 3. Prezenta hotărâre va fi adus la cunoștință Consiliului Municipal Bălți și titularului de licență. Mersi. Da, vă mulțumesc și eu, domnul director, în aceste condiții supun votului
acest proiect de hotărâre. Cine este pentru aprobarea lui, vă rog să votați. Este cu vot unanim, acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Vă mulțumesc, domnul Onofrei, și mulțumesc reprezentanților de la APA Canal Bălți, care ar fi bine să se deconecteze pentru că e foarte încărcat sistemul. Mulțumesc. Chestiunea 2 din ordine de zi, raportorul este Ludmila Jucov, aprobarea cheltuielilor de bază pentru regie APA Canal Leova. Vreau să întreb, Leova este pe loc? Leova este prezent în sistem? Bine, mulțumesc. Domnul Jucov, doamna Jucov, vă rog cuvântul. Prezentați raportul. Se prezintă spre examinare nota informativă privind avizarea cheltuielilor de bază pentru anul 2019 necesare pentru desfășurarea activității de furnizare, prestarea serviciului de alimentare cu apă, de canalizare și epurare autorizate de către SA Canal Leova, care deține licența din 22 decembrie 2015. Numărul de consumatori, apă potabilă, 4.876 consumatori, canalizare, 2.216 consumatori. Volumul de apă furnizat, circa 257,5 m3. Volumul apelor uzate diversate în rețele publice de canalizare, circa 120,3 m3. În temeiul articolului 15, liniatul 1, litera H, din legea 303 din 2013, privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, modificările ulterioare, ăsta ap canal Leova prezentați pe examinare și aprobare proiectul cheltuielilor de bază pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și furare a apelor uzate pentru anul 2019, prin scrisoarea numărul 80 din septembrie, 19 septembrie 2019 și cu scrisoarea numărul 32 din 30 aprilie 2020 privind valorile modificate. Determinarea valorii cheltuielilor de bază s-a efectuat în conformitate cu metodologie de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și de furare a apelor uzate, aprobată prin hotărârea Consiliului de Administrație la ANRE, numărul 741 din 2014, și în baza informațiilor prezentate de către SA Canal Leova privind cheltuielile justificate efectuate pentru asigurarea furnizării serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pentru anii 2015-2018. Cheltuielile de bază au fost examinate separat în fiecare tip de serviciu, precum furnizarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă și serviciul public de canalizare și furare a apelor uzate. În așa mod, întreprinderea a determinat cheltuielile de bază pentru serviciul public de alimentare cu apă în valoare de 4.742,3 lei, pentru serviciul public de canalizare și furare a apelor uzate în valoare de 2.534,2 lei. În total, pentru serviciul public de alimentare cu apă de canalizare și furare a apelor uzate, 7.276,5 lei. Cheltuielile materiale. ÖSA APA Canal Leova a înaintat cheltuielile materiale spre aprobare în valoare de 1.037,9 lei, din care în urma examinării se propune spre acceptare suma de 652,14 lei, inclusiv pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, 499,8 lei, serviciul de canalizare, 152,3 lei. La determinarea cheltuielilor în cauză au fost acceptate doar materiale strict necesare pentru desfășurarea activității de bază. Totodată s-a ținut cont și de argumentările expuse de către operator prin scrisoarea numărul 33 din 30 aprilie 2020, precum și scrisoarea numărul 34 din 4 mai 2020. Cheltuielile cu personal. ÖSA APA Canal Leova a înaintat cheltuielile cu personal spre aprobare în suma de 4.489,1 lei. Departamentul propune spre acceptare suma de 3.064,2 lei, inclusiv pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, 2.375,3 lei, serviciul de canalizare, 1.218,9 lei. Reșit în principiul de eficiență maximă a cheltuielilor minime, ANRE, la redeterminarea cheltuielilor cu personal, a ținut cont doar de plățile obligatorii ce urmează să utilizeze operatorul. Conform prevederii în vigoare, cuantumul minim garantat al salariatului în sectorul LEA, valoare de 2.020 lei. Scopul stimulării angajaților a fost de 5% de la valoarea salariului de bază, conform abordării unice promovate de către ANRE în sistem. ANRE a calculat costul de salarizare pentru număr de 41,2 salariați pentru serviciul public de alimentare cu apă de canalizare din totalul 55 angajați, în conformitate cu datele prezentate de întreprindere, și reieșind de coeficienții tarifari de multiplicitate minim stabiliți în anexa 1, 4 și 5, în conformitate cu hotărârea Guvernului 743 din 2002. Cheltuielile de întreținere și exploatare a sistemului public de alimentare cu apă și canalizare. ÖSA APA Canal Leova a solicitat cheltuielile de întreținere și exploatare spre aprobare în suma de 233,17 lei. Din aceasta se propune spre acceptare suma de 126 lei, inclusiv pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, 93,3 lei, serviciul de canalizare, 32,7 lei.
a determinarea cheltuielilor în cauză s-a luat în considerare media consumului efectiv înregistrat de către operator pe parcursul activităților ultimilor 4 ani, precum și verificarea metrologică a contoarelor pentru consumatorii casnici conform prevederilor articolului 26, aliniatul 7 și 29, aliniatul 4, litera A din legea 303-2013. Totodată, conform prevederilor articolului 45 din metodologia 741 din 2014, au fost excluse cheltuielile de protocol aferente organizării timpului liber, cheltuieli corporative, cheltuieli în scopul filantropice și de sponsorizare. Cheltuielile administrative. Ăsta a avut canal Leova, a înaintat cheltuielile administrative spre aprobare în sumă de 1.246.600 lei, din care spre acceptare se propune suma de 78.200 lei. Pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, 56.300 lei, serviciul de canalizare, 21.900 lei. Diminuarea majoră se datorează faptului că operatorul a înaintat cheltuielile, componentele cărora, conform metodologiei, se regăsesc la calcularea altor capitol de cheltuieli. Cheltuielile de distribuire. SAAB Canaliova a înaintat cheltuielile de distribuire spre aprobare în sumă de 269.600 lei, din care spre acceptare se propune suma de 14.700 lei inclusiv. Pentru serviciul de alimentare cu apă potabilă, 10.600 lei, serviciul de canalizare, 4.100 lei. Diminuarea se datorează faptul că operatorul a înaintat cheltuieli prin contoarele oferite de către BERT, care se vor găsi la calcularea tarifului și alte tipuri de cheltuieli ce se regăsesc în cheltuielile administrative. Ținem să menționăm că pe parcursul examinării materialelor în cauză s-a convocat cu operatorul și toate tensiunile și neînțelegerile au fost clarificate și maturate. Conform calculului ANRE, analizat în baza metodologiei 741 din 2014, cheltuielile de bază pentru SAAB Canaliova constituie în total 4.475.200 lei, reduse cu 2.801.200 lei sau cu 38.5% comparativ cu cele solicitate de întreprindere. Astfel, pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, 3.035.200 lei, pentru serviciul public de canalizare, 1.440.000 lei. Urmarea celor expuse, se propune Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementarea Energetică spre aprobarea cheltuielilor de bază pentru anul 2019, alesa apă Canaliova pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă și pentru serviciul public de canalizare și curare a apelor rozate, în valoare de 4.475.200 lei inclusiv. Cheltuieli materiale 652.100 lei, cheltuieli cu personalul 3.604.200 lei, cheltuieli de întreținere și exploatare 126.000 lei, cheltuieli administrative 78.200 lei, cheltuieli de distribuire 14.700 lei. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, doamna Ludmila Jucov. Domnul director, dacă aveți întrebări la raportor. Nu văd, fiind întrebări la raportor. Dacă operatorul este prezent și vrea să vorbească? Nu este. Atunci, în acest caz, eu propun raportorului să dea citire hotărârii Consiliului de Administrație, parte hotărătoare. Vă rog. Aprobarea cheltuielilor de bază pentru SAAB Canaliova. Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică hotărăște. Se aprobă pentru anul 2019 valorii cheltuielilor aferente serviciului public de alimentare cu apă de canalizare și curare a apelor uzate, furnizate de către SAAB Canaliova, după cum urmează. Cheltuieli materiale, serviciul public de alimentare cu apă potabilă, 499.800 lei, serviciul public de canalizare, 152.300 lei. Cheltuieli cu personalul pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, 2.375.300 lei, serviciul public de canalizare, 1.228.900 lei. Pentru cheltuieli de întreținere și exploatare pentru serviciul public de alimentare cu apă, 93.300 lei, serviciul public de canalizare, 32.700 lei. Pentru cheltuieli administrative, serviciul public de alimentare cu apă potabilă, 56.300 lei, serviciul public de canalizare, 21.900 lei. Cheltuieli de distribuire pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, 10.600 lei, serviciul public de canalizare, 4.100 lei. Prezenta hotărâre va fi contestată la autoritatea emitentă în termen de 30 de zile. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință Consiliului Rășinesc-Leova și titularului de licență. Mulțumesc! Da, mulțumesc și eu, Ludmila. Domnilor directori, în aceste condiții vreau să spun votului acest proiect de hotărâre. Cine este pentru aprobarea, vă rog să votați. Prin ridicarea mâinilor, domnul Octavian Călmuc, prin vot unanim, această hotărâre a fost aprobată. Mulțumesc raportorilor. Următoarea chestiune din ordinea de zi este aprobarea cheltuielilor de bază pentru regia apă canal Orhei. Raportor este Ecaterina Strungari. Ecaterina Strungari, vă rog, prezentați raportul.
Bună ziua! Bună ziua! Se prezintă spre examinare nota privind cheltuielile de bază pentru anul 2019 necesare pentru desfășurarea activității de furnizare, prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către ESA, Regia Apă Canalelor Hei. ESA, Regia Apă Canalelor Hei deține licența seria AC numărul 000530 din 4 septembrie 2015 pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare la nivel de oraș și furnizarea serviciului public de alimentare cu apă la nivel de sat. Numărul de consumatori: apă potabilă 30.042, canalizare 17.967, lungimea rețelelor: apeduct 294,98 km, canalizare 99,1 km. În temeiul articolului 15, aliniatul 1, litera H, din legea numărul 303 din 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările ulterioare, ESA, Regia Apă Canalelor Hei a prezentat spre examinare și aprobare proiectul cheltuielilor pe baza tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă de canalizare și apelor uzate pentru anul 2019 prin scrisorile numărul 775-10 din 15 octombrie 2019 și numărul 203-05 din 4 mai 2020. Determinarea valorilor cheltuielilor de bază s-a efectuat în conformitate cu metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate, aprobate prin hotărârea Consiliului de Administrație numărul 741 din 18 decembrie 2014 și în baza informațiilor prezentate de ESA, Regia Apă Canalelor Hei privind cheltuielile justificate efectuate pentru asigurarea furnizării serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pentru anii 2016-2018. Cheltuielile de bază au fost examinate separat pentru fiecare tip de serviciu, precum furnizarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă și serviciul public de canalizare și epurare a apelor uzate. Conform scrisorilor enunțate mai sus, operatorul a solicitat cheltuieli de bază pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate în valoare de 22.908,4 lei, din care pentru serviciul public de alimentare cu apă în valoare de 12.389,8 lei, pentru serviciul public de canalizare și epurare a apelor uzate 9.677,3 lei, pentru alte activități 841,4 lei. La determinarea cheltuielilor în cauză s-a ținut cont de consumul efectiv înregistrat de către operator pe parcursul ultimelor 3 ani de activitate și de cheltuielile strict necesare pentru desfășurarea activității de bază. Urmarea analizei materialelor prezentate, Departamentul Aprovizionare cu Apă și Canalizare a determinat cheltuielile de bază după cum urmează. Cheltuielile materiale. ESA, Regia Apă Canalelor Hei a înaintat cheltuieli materiale spre aprobare în valoare de 1.689,9 lei, din care, în urma examinării, departamentul propune spre acceptare suma de 956.000 lei, inclusiv pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă 544,4 lei, pentru serviciul public de canalizare 417,7 lei. La determinarea cheltuielilor în cauză au fost acceptate doar materialele strict necesare pentru desfășurarea activității de bază și s-a aplicat media consumului efectiv înregistrat de către operator pe parcursul ultimilor 3 ani de activitate. Totodată au fost excluse cheltuielile cu caracter unitar, iar în unele cazuri a fost rectificat prețul materialelor. De asemenea, au fost incluse materialele care nu au fost repartizate la capitolul de cheltuieli corespunzător. Cheltuielile cu personalul. ESA, Regia Apă Canalelor Hei a înaintat cheltuieli cu personal spre aprobare în sumă de 18.431,7 lei, iar urmarea analizei departamentul propune spre acceptare suma de 14.492,9 lei, inclusiv serviciul public de alimentare cu apă potabilă 7.914,6 lei, serviciul public de canalizare 6.578,3 lei. Reieșind din principiul eficiență maximă la cheltuieli minime, ANRIA, la determinarea cheltuielilor cu personalul, a ținut cont doar de plățile obligatorii ce urmează să le efectueze operatorul conform prevederilor legislației în vigoare. Pentru 164,2 angajați, pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, din totalul de 166,1 angajați. Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în valoare de 2.720 lei, coeficientul de complexitate în ramură 1,1, asigurând pentru muncitori și funcționari coeficienți la nivel mediu sau la nivelul solicitat minim, prevăzuți de hotărârea Guvernului
numărul 743 din 2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară. În scopul stimulării angajaților a fost stabilită prima în valoare de 10% de la valoarea salariului de bază, conform abordării UNCE promovată de Andrei în sistemul energetic. Diminuarea a mai fost condiționată de micșorarea cu 13,5 unități a numărului de personal față de numărul total solicitat de 179,7 unități, păstrând numărul angajaților real încadrați. De menționat că analiza tabelelor de pontaj de asemenea a influențat la reducerea unităților, acceptându-se doar personalul strict necesar pentru desfășurarea activității, pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. Cheltuielile de întreținere și exploatare. SRG Apcanal Orhei a solicitat cheltuieli de întreținere și exploatare spre aprobare în sumă de 987,4 lei. Din acestea se propune spre acceptare suma de 587,2 lei, inclusiv pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, 453,4 lei, serviciul public de canalizare, 133,8 lei. La determinarea acestor cheltuieli a stat la bază media consumului efectiv înregistrat de către operator pe parcursul ultimilor 3 ani de activitate, au fost expuse cheltuielile pentru deservirea, întreținerea, conexiunea camerelor video, considerând aceste cheltuieli nefiind strict necesare pentru desfășurarea activității, dat fiind faptul că entitatea dispune de paznici care își desfășoară activitatea în regim non-stop, ceea ce a permis reducerea cheltuielilor de întreținere și exploatare cu 128,5 lei. La fel au fost expuse cheltuielile cu caracter unitar în suma de 4,5 lei, totodată din suma totală de 12 mii lei a cheltuielilor pentru alte servicii prestate de terți, au fost expuse serviciile de excavare, 5 mii de lei, din motiv că operatorul dispune de autospeciale, excavatoare și de excavatoriști, precum și serviciile de tăiere a stufului, acestea fiind incluse de două ori. Iar pentru asigurarea obligatorie de răspundere civile pentru automobile a fost aplicată suma conform polițelor de asigurare prezentate, ceea ce a condiționat diminuarea cheltuielilor respective cu 3,6 lei. Cheltuielile pentru cosirea stufului, precum și pentru verificarea metrologică a contoarelor zonale, au fost reduse în jumătate, acestea fiind efectuate odată la 2 ani, ceea ce rezultă că vor fi recuperate în 2 ani, fapt ce a permis diminuarea cheltuielilor cu 60,8 lei. Pentru serviciile de încercare și măsurare s-a aplicat suma conform contractului încheiat, ceea ce a condiționat reducerea cheltuielilor cu 30,4 lei. De asemenea, au fost excluse cheltuielile destinate instruirii personalului, serviciilor medico-sanitare și telecomunicațiilor, care se vor regăsi la cheltuieli administrative, 100,1 lei, luându-se în calcul media anilor precedenți. Cheltuielile administrative. SRG Apcanal Orhei a înaintat cheltuielile administrative spre aprobare în sumă de 879,4 lei, din care se propune spre acceptare suma de 407,4 lei, inclusiv serviciul public de alimentare cu apă potabilă, 237 lei, serviciul public de canalizare, 170,4 lei. Diminuarea majoră se datorează faptului că operatorul a înaintat cheltuieli componentele cărora, conform metodologiei, se vor regăsi la calcularea tarifului propriu-zis, precum cheltuieli legate de achitarea impozitelor, 14 lei, plății regulatorii, 41,4 lei, la fel au fost excluse cheltuieli ce țin de contribuțiile AMAC, ceea ce a influențat reducerea cheltuielilor administrative cu 36 mii lei. Totodată au fost expuse sumele aferente cheltuielilor pentru serviciile de conexiune, de servire, întreținere camerelor de luat vederi, 9,5 lei. Au fost expuse materiale care se vor găsi la capitolul cheltuielilor materiale, 72,7 lei. Cheltuielile repartizabile auxiliare, transporte electricieni au fost reduse cu 131 lei, acestea reprezentând în sine cheltuieli pentru combustibil, care au fost deja reflectate la materiale, acceptându-se doar serviciile prestate de electricieni. De asemenea, au fost expuse cheltuieli ce reprezintă cheltuieli de personal, ajutorul material, 238,2 lei. Totodată, la determinarea cheltuielilor în cauză, s-a ținut cont de consumul efectiv înregistrat de către operator pe parcursul ultimilor 3 ani de activitate și de cheltuielile strict necesare pentru desfășurarea activității de bază. Cheltuielile de distribuire. SRG Apcanal Orhei a înaintat cheltuielile de distribuire spre aprobare în sumă de 78,8 lei, din care se propune spre acceptare suma de 28,3 lei, inclusiv serviciul public
de alimentare cu apă 16,7 lei, serviciul public de canalizare 11,6 lei. Reducerea cheltuielilor de distribuire a fost condiționată de excluderea cheltuielilor repartizabile auxiliare, transport electricieni, 7,1 lei, care reprezintă în sine cheltuieli pentru combustibile, acestea fiind deja reflectate la materiale. De asemenea, din componența acestor cheltuieli, 43,3 lei reprezintă cheltuieli materiale și urmare reclasificării se regăsesc la componenta cheltuielilor materiale. Cheltuielile care direct nu au putut fi alocate în timpul la tipul concret de activitate sau serviciu furnizat a fost repartizate între activitățile desfășurate de operator, proporționat veniturilor obținute de la activitățile desfășurate și serviciile furnizate în anul de reglementare 2018. Ținem să menționăm că pe parcursul examinării materialelor s-a conlucrat productiv cu operatorul. Urmare celor expuse, se propune Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică spre aprobare cheltuielile de bază pentru anul 2019 ale ăsta regia canalului HEI pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă și pentru serviciul public de canalizare și apurare a apelor uzate, în valoare totală de 16.471,9 mii lei, inclusiv cheltuielile materiale 956,1 lei, cheltuieli cu personalul 14.492,9 lei, cheltuieli de întreținere și exploatare a sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare 587,2 lei, cheltuieli administrative 407,4 lei, cheltuieli de distribuire 28,3 lei. Mulțumesc pentru atenție! Cătirina, mulțumim și noi pentru prezentare. Vreau să întreb dacă este operatorul de la APA Canal Orhei. Da, este. Eu vreau să vă ofer cuvântul. Porniți microfonul, vă rog, și vă prezentați pentru procesul verbal. Bună ziua la toți. Îmi spune de APA Canal Orhei. În procesul de conlucrare care am avut noi cu Andreu pentru aprobarea cheltuielilor, noi am foarte mult... Ne-am exprimat și dezacordul pe unele poziții, să zicem așa, să le spun poate la general. Să spunem ce ține de cheltuieli legate de personal. La noi aveam acordul cu contractul colectiv din muncă la coeficient 1.3, la noi a aprobat 1.1. Iarăși avem posturi de lucru cu flux continuu, cum sunt stațiile de pompare, dispecerazul, care automat, este o calculație simplă, 365. De zile pe an la 24 de ore. La fiecare post s-a calculat după principiul 29-34 zile pe lună și în final când pui una cu alta scam la 300 de ore neacoperite, care iarăși nu s-a luat în considerație. Sunt și iarăși 13,5 unități care au fost expuse din personal, noi până la ziua de azi nu știm care anume, când am primit această informație la Andrei, ca să înțelegi ce s-a redus de la noi. Mai vreau să am scris dezacordul și am vrut cu lucrare poate mai efectiv, ca tot să vedem la ce o să ajungem, că întreprinderea, dacă cunoaște, a fost în minus. Abia 2019 s-a ajuns cât de cât la o situație ca să fie pozitivă, să avem un profit și toată perioada aceasta ca să ajungem la profit de la 210-215 unități de personal care au fost 2-3 ani în urmă, s-a făcut o reducere până la 879, ca să avem posibilitatea cât de cât la personalul care încadrat în câmpul muncii la ziua de azi să se majoreze salariile. În condițiile care o să se aprobe la salariul pe care l-ați propus dumneavoastră acum, adică suntem iarăși limitați și nu o să avem nicio mișcare ca să putem cât de cât remunera oamenii și să avem un lucru efectiv, adică să facem furnizarea asta fiabilă care este necesară conform legii 303. Excludere video din cheltuieli, la noi paznici avem doar la secția garaj, dar video este pus la fiecare stat de pompare, care este un obiect vital, care trebuie să urmărim să nu se întâmple ceva cu apa care furnizăm la oameni. Și tot nu am înțeles de ce s-a solicitat, adică nu s-a acceptat sistema video pentru monitorizarea tuturor obiectelor care real sunt de o importanță vitală. Sunt mai multe poziții care noi chiar astăzi am mai făcut o scrisoare suplimentară, dacă o să aveți cumva posibilitatea totuși să analizăm iarăși încă o dată fiecare poziție în parte. Să poate totuși să ajungi cât de cât la un numitor comun care și întreprinderea poate funcționa normal și
sunt deplin toate comisiile metodologiei de calc și tot așa. Da, vă mulțumesc, domn director, deocamdată vă rog deconectați microfonul, o să revenim dacă o să fie necesar. Eu vreau să dau posibilitate Ecaterina, Andrei și poate doamna directoare Șpac să intervină la întrebările care au fost ridicate de către operator. Vă rog, Ecaterina. Andrei Sula și doamna. Da, în privința cheltuielilor cu personalul, vreau să menționez că în anii precedenți, efectivul cheltuielilor de personal a fost până în 10 milioane. Acum, pentru anul 2019, noi le-am acceptat aproape 15 milioane, aproximativ aproape 15 milioane, ceea ce înseamnă că cheltuielile de personal au crescut cu aproape 50%. Ceea ce privește numărul de ore acoperite, departamentul a luat în calcul toate orele care lucrează un angajat cu regim non-stop, adică 29,4 ore este conform hotărârii de guvern un regim normal de muncă. Ceea ce este suplimentar, s-a calculat suplimentar, se acordă conform la fel cu codul muncii și hotărârii de guvern. Sunt ore suplimentare care se plătesc dublu și orele de noapte. Adică s-a luat în calcul toate orele necesare pentru un angajat cu regim non-stop de muncă. Ecaterina? Da. Eu am și o întrebare. Sistemele video au fost excluse. Eu cred că este un lucru care, în primul rând, stațiile de pompare sunt obiective strategice. Dacă ele nu o să aibă un sistem video, avem nevoie, spunem, bază vie acolo. Adică excluderea erorilor și pentru mine pare o chestie care eu cred că am depășit în sistem. Care e poziția ta? Deci, discutând cu reprezentantul operatorului, am anunțat, deci, operatorul că, uite, aceste cheltuieli se exclud. Am zis de ce, pentru că ei dispun de paznici fizici, pază fizică, adică obiectele au acum... sunt păzite. Iar operatorul, deci, nu a invocat nimic. A zis că este într-un fel de acord. Acum aș exprimă dezacordul cu privire la aceste camere. La stațiile de pompare, trează mașinești. Ecaterina, mulțumesc deocamdată. Vreau, Andrei, domnul șef de departament, dacă vrea să-mi spună ceva. Da, bună ziua. Bună. Deci, da. Ecaterina, microfonul. Am conectat. Am conectat. Ecaterina, deconectați telefonul, microfonul, vă rog. Da, bună ziua. Deci, da, astăzi, prin poșta electronică, a fost transmis solicitarea la ora 10. Noi am recepționat-o, deci ea până ce nu a fost înregistrată la agenție, adică poate că deja este înregistrată, dar regia pe canal Orhei roagă să amânați, adică expun în solicitarea lor de astăzi, ultima. Aprobarea costurilor de bază se îndreptă spre examinare de către ANRE. ANRE să reexamineze mai obiectiv cheltuielile de bază solicitate de regie. Să luați în considerație consumul mediu din anii 2016-2018 și să prezentați spre aprobare suma integrală solicitată de regie, etc., care reprezintă cheltuieli minime strict necesare pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. Deci, după cum a fost informat, deci pe parcursul au fost mai multe deci, transmiteri de informații spre apă, regia apă canal Orhei și la agenție, deci și s-a examinat toate acele articole de cheltuieli care urmează să fie incluse în cheltuielile de bază pentru anul 2019. Deci, respectiv, dacă această, deci unele cheltuieli care au fost acceptate, să spunem așa, de către regia apă canal Orhei, deci inclusiv și cu personalul. Deci pentru personal cel mai important
deci cheltuială sau cel mai important articol de cheltuieli din cheltuielile de bază sunt pentru cu personalul. Deci aplicând aceeași abordare pentru toți operatorii, s-a ajuns conform calculurilor se propune aceste sume. Deci nu s-a luat în considerație valorile maxime care le-a prezentat operatorul, deoarece legea stabilește și hotărârile de guvern care sunt acele, deci valori minime ce noi urmează să le acceptăm și să fie ulterior incluse în tarifele care se vor plăti de către consumatorii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. Referitor, dacă aceasta este, deci aceasta pentru întreținerea camerelor de luat vedere, dacă, deci, cel puțin nu au fost exprimate pe parcurs că ele nemijlocit se află la stația de tratare a apei și este evidență, deci ce se face acolo ca să nu vie cineva să, deci, să se implice în acest proces sau să facă unele deci, neconformități sau ilegalități. Probabil, deci, ar fi să acceptăm aceste 9.35.000 lei și să se accepte și ulterior, deci pe parcursul, dacă efectiv va fi un control la operatorul regie apă canal Orhei, să se nemijlocit la fața locului și să se vadă dacă într-adevăr această sumă sau aceste camere de luat de der sunt nemijlocit pentru stația deci, respectivă, ca să nu fie ele ulterior, că acestea sunt, se utilizează acolo să se vadă cine intră și cine iese din oficiul apă canalul Orhei. Deci, dacă așa, eu aș propune ca Consiliul să luăm în considerație acest fapt și să adăugăm la cheltuieli respective 9.35.000 lei. Deci și ulterior, deci pe parcurs se vor vedea dacă ele sunt justificate și însă și operatorul ne va prezenta poate ulterior unele deci, precizări la acest subiect. Vă mulțumesc! Andrei, mulțumesc, Olga Lucian! Aș putea un pic completa. Știm, Olga! La stațiile de pompare sunt angajați care lucrează în flux continuu. Stația de pompare permanent este angajați mașiniști, așa cum a fost și menționat. Respectiv, supravegherea video are scopul de a supraveghea stația sau a supraveghea angajații. Fiindcă stația de pompare, ea nu este într-un spațiu deschis, pe câmp, și nu este un obiectiv sau un activ care poate fi ușor luat și sustras. Respectiv, sunt și angajați, este și spațiu unde este grădirile care le-au. Considerăm că supravegherea video este o necesitate, dacă așa consideră operatorul, care ar fi corect să fie asigurată din rentabilitatea lor pentru a oferi o mai mare supraveghere sau securitate, dacă o consideră necesar. Cu referire la numărul de ore, dacă aș putea completa, care domnul Carp a menționat, de ce se ia 29.4, pentru că este hotărârea de guvern 426 din 2004, articolul 3, care stipulează că la determinarea salariului mediu se aplică normativul de timp 29.4 zile, număr mediu de zile calendaristice pe lună. Dar mulțim cu 12 luni, exact, obținem 352 de zile, însă în calcul la noi sunt incluse și zilele de sărbătoare, adică plus 13. În total ajungem acele 365 de zile calendaristice. Nu putem admite să se achite și salariul pentru 365 de zile și deasupra încă suplimentar și pentru zilele de sărbătoare, care sunt incluse în calcul. Asta e ceea ce am vrut să menționez. Balanța timpului de muncă s-a respectat la determinarea cheltuielilor cu personalul. Da, Olga, mulțumesc de conectează, te rog. Violina Șpac, dacă puteți să-mi spune ceva, doamna directoare. Colegii au completat tot ceea ce am vrut să spun. Este important, într-adevăr, de determinat dacă aceste camere video, care este scopul lor. Deci, poate ne spune domnul Carp, care este scopul lor ca ulterior să putem decide le includem sau nu le includem, pentru cum s-a menționat, cele 24 din 24 sunt supravegheate de către lucrători. Deci care este scopul lor final? Pentru că în urma analizei și discuțiilor și scrisorilor oficiale primite, totuși operatorul nu a răspuns la această întrebare.
Da, doamna Șpac, mulțumesc. Domnul Carp, vă rog, interveniți cu camerele și dacă mai aveți ceva să spuneți. Camerele sunt instalate doar la obiectele, stațiile de pompare. La oficiu nu avem camere video, cum și s-a solicitat ca informație. Ele sunt conectate online și toată informația se stochează pe un server. Că în caz de se întâmplă ceva la o stație de pompare, persoanele infractoare care pot pătrunde și face ceva, să nu aibă acces la cei ca să dispară registrările. Fiind stații de pompare, că noi avem 8 stații de pompare apă. Fiind fiecare stație de pompare are rezervoare în care apa se clorinează, se livrează mai departe către consumatori, respectiv sunt careva rezervoare. Dacă nimerește o persoană, un infractor pe teritoriu și are acces la rezervoarele respective, sau ca exemplu, multe poate să se întâmple și se întâmplă că deteriorează calitatea apei sau altceva și noi nu cunoaștem ce s-a făcut, adică noi nu avem padnici la stațiile de pompare, noi avem mașiniști care se ocupă doar de pompare apei. De asta și era solicitarea ca scanerele respective să fie, totuși apa trebuie să fie de calitate și să nu intervină nicio persoană pierdă pe teritoriul stațiilor de pompare. Și domnul Carp, dacă pe teritoriul stației de pompare sunt în permanență paznici, mașiniști, lucrători, cine poate pătrunde dacă ele totuși sunt supravegheate fizic de persoane? Cine ar putea pătrunde? Voi vreți să monitorizați personalul sau vreți să-i dați o siguranță obiectivului care poate pe o perioadă de timp nu este supravegheat de nimeni? Dar dacă și personalul face o gafă care noi nu suntem la curent și noi plătim cu ceva, tot trebuie monitorizată tot traseul unde se pompează apă. Ce ține de trasee e una, dar însă stațiile de pompare, eu suport că trebuie monitorizată. Domnul Carp, eu vă mulțumesc, vreau să ne-ați convins. În principiu, eu în calitate de director să insist ca să fie inclusă plata pentru sau cheltuielile pentru aceste camere. Eu cred că este vorba despre un obiect ce ține de siguranță. De aceea, cheltuielile 9.000 de lei pentru a avea un sistem bine pus la punct, eu cred că nu sunt mari și o să propun director că noi să ne pune. Acum, domnul Carp, dumneavoastră, ne-ați trimis o scrisoare că aveți nevoie, poate să mai discutăm pe aceste capitole. Eu nu văd că ar fi necesar ca noi să scoatem din ordine de zi și să revenim la această chestiune, fiind chestie o ședință publică care necesită mai mult timp de pregătire, de anunțare, că se participe toată lumea. Adică e vorba că noi plecăm cu dumneavoastră la vreo câteva luni de zile și o chestie care n-ar fi bine de admis. Domnul Creangă, vă rog dumneavoastră să vă implicați. Bună ziua, stimați colegi, mulțumesc domnule director general. Sigur că pornesc de la întrebarea cea mai simplă cu camerele de luat video. Noi cred că trebuie să avem un concept unic pe agenții, ceea ce înseamnă camerele de supraveghere a obiectelor strategice. Pentru că au mai fost cazuri unde am acceptat, unde n-am acceptat și de la caz la caz. Puțin pare așa distorsionată ideea necesității unor supravegheri. Deși eu susțin poziția directorul general și domnului director interimar la companie, subiectul dat. Eu am o întrebare legat de contract colectiv de muncă, unde dumneavoastră ați menționat ca întrebare coeficientul 1.33. Plăți suplimentare sau adaus la salariu, mă țin minte cum ați formulat dumneavoastră. Spuneți-ne, vă rog, efectiv, cât s-a achitat pentru 2019 pentru angajații dumneavoastră? Efectiv, tot din lipsa finanță, doar 20 persoane care sunt anume lăcătuși, mai știu, puneți la coeficientul 1.33, puneți la 1.31 la moment. Iar accentuez din lipsa de finanță care a avut întreprindere. Mulțumesc. E clar. Poziția este clară. Înseamnă că proiectul a fost elaborat corect din punctul meu de vedere. Mulțumesc. Pentru concretizare, cu referire la camerele video, ca să fie cunoscut,
La cheltuielile de întreținere, suma care s-a propus de exclus privind conexiunea camerelor video este 128,5 mii lei, iar la cheltuieli administrative, întreținerea camerelor de vedere 9,35, respectiv suma totală pentru camere video este nu doar 9,35, dar inclusiv și 128,5. Da, Olga, mulțumesc pentru informații. Eu cred că noi trebuie să facem recomandări în viitor la tot ce ține de apă potabilă ca să fie supraveghere. Noi trebuie să susținem lucrurile astea, așa este părerea mea. Domnilor directori, vă rog să vă implicați, domnul Karpov, domnul Kalmuk, dacă aveți ceva. Nu aveți? Facem în felul următor. Ecaterina Strugari, vă rog, dați citire proiectului hotărârii, partea hotărătoare. Ecaterina, ia în calcul propunerea directorului general, ia în calcul propunerea directorului general și calculează suma de 120 plus 9, care noi o aprobăm în costurile de bază, în cheltuielile de bază pentru anul 2019, pentru camerele de la vedere. Vă rog. Se dă citire hotărârea Consiliului de Administrație privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru SRG AP Canal Orhei, în temeiul articolului 35, alineatul 13 din legea 303-2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare și în conformitate cu punctele 29, 33, 36, 39, 42 din metodologie de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurarea apelor uzate, aprobată prin hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, numărul 741 din 18 decembrie 2014, în scopul creării condițiilor optimale pentru funcționarea eficientă a SRG AP Canal Orhei, care activează în condițiile acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, programul de dezvoltare a serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă, ratificat de Parlamentul Republicii Moldova prin legea 203 din 2010, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică hotărăște. Se aprobă. Pentru anul de bază 2019, valorile cheltuielilor aferente serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate furnizate de către regia apă Canal Orhei, după cum urmează. Cheltuieli materiale. Pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, 544,4 mii lei. Pentru serviciul public de canalizare, 411,7 mii lei. Cheltuieli cu personalul. Serviciul public de alimentare cu apă potabilă, 7.914,6 mii lei. Pentru serviciul public de canalizare, 6.578,3 mii lei. Cheltuieli de întreținere și exploatare a sistemului public de alimentare cu apă și canalizare. Pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, 453,4 mii lei plus 128 mii lei. Pentru serviciul public de canalizare, 133,8 mii lei. Cheltuieli de distribuire. Pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, 16,7 mii lei. Pentru serviciul public de canalizare, 11,6 mii lei. Cheltuieli administrative. Pentru serviciul public de alimentare cu apă, 237 mii lei plus 9,5 mii lei. Serviciul public de canalizare, 170,4 mii lei. Total, serviciul public de alimentare cu apă potabilă, 9.166,1 mii lei plus 137,5 mii lei, pentru serviciul public de canalizare, 7.305,8 mii. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la autoritatea emitentă. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință Consiliului Orășenesc Orhei și titularului de licență. Mulțumesc. Eu vă mulțumesc. Eu mai am o singură întrebare. În contract colectiv de muncă la apă canal Orhei este coeficientul 1,3. Prin intervenția noastră deci la prezentarea dosarului. Vă rog.
la prezentarea dosarului, operatorul a prezentat contract colectiv de muncă aprobat în anul 2019, care era, este în, valabil până în anul 2022, cu coeficientul de 1,1. Noi, contract colectiv de muncă cu coeficientul 1,3, nu am văzut. Mulțumesc. Nu, nu am văzut. Mulțumesc. Domnul Har, rog, includeți microfonul. Nu țin minte când a fost, poate noi am căutat tot prin poștă, poate a fost transmis. 1.3 a fost în anexă la contract și noi ieri am transmis o repetată copia la anexă când am văzut proiectul hotărârii. Noi eram transmis o prin e-mail, anexă la hotărâri cu scrisoare, ieri, nu astăzi. Dar da, puteți să ne spuneți când a fost aprobat acest contract sau această anexă? Anexa e din 2019, până la vineri mi-am funcție. Bine, mulțumesc. Domnul director, înainte de a spune votul lui, eu vă propun, dacă noi într-adevăr avem documente justificative ce ține de contractul colectiv de muncă 1,3, eu nu cred că ar fi corect ca noi să limităm această posibilitate și să venim la 1,1. De aceea propun să votăm proiectul în întregime, dar remarca 1,1 sau 1,3 să o punem în funcție de documente justificative care sunt prezente astăzi la agenție. Ce spuneți, domnilor director? Sau ce spune Natalia Băieșu? Tarifare, domnul Untiel, în anii precedenți avem un dinamic în efectiv când s-a folosit 1,1 coeficientul. Avem copia contractului colectiv de 1,1. Despre anexa menționată nu a fost expediată, nu a fost informat și discuțiile au fost pe parcurs, nu dată cu operatorul. Ok. Ok. În aceste condiții eu spun votului proiectul hotărârii, luând în calcul camerele la vedere. Eu vă rog, domnul director, să votați. Domnul Creangă, domnul Carpov, Violina Șpac. Violina, nu văd mânuța ta. Este. Domnul Octavian Calmăt, vă mulțumesc. În așa fel, hotărârea a fost aprobată. Vă mulțumesc tuturor participanților. Domnul Carp, eu cred că ar trebui să lucrăm mai insistent, să fiți. Că în linii mari noi mergem pentru prețurile cele mai mici, dar nu vrem ca și instituția dumneavoastră să sufere în urma deciziilor noastre. Deci eu vă doresc succes, domnul Carp, dacă vreți să-mi spuneți ceva, noi am adoptat hotărârea. Hai, spuneți! Ok, asta doar solicitarea inițială, dacă era posibil de mai reexaminat odată. Practic, sunt și la cheltuieli materiale, undeva nu sunt mediile chiar cu, anume cu excluderea care urma unități, cum s-a spus, în final suma a fost respectată tare și oricum la noi 30-40% sunt de rețele care au peste 30-40 de ani și de care am creat posturile de servire a lor. Atunci când se diminuează posturile de întreținere, o să avem probleme în viitor tot serios. Și iarăși aceeași situație, adică noi de la 150 km s-a ajuns la 250 km de rețea, oricum posturile cresc. Dar noi le diminuăm la moment față de efectivul care l-am avut în 2019. De acum, la dimineața noastră, am solicitat dacă e posibil să mai examinăm totuși costurile de bază. Eu, unica ce pot să vă propun, că noi o să planificăm un control la dumneavoastră, la regie și în baza controlului care o să-l efectuăm, poate o să facem unele modificări. Vă doresc succes, domnul Carpo, dumneavoastră, vă rog să vă deconectați. Mergem la chestiunea 4 din ordine. La revedere. Mergem la chestiunea 4 din ordinea de zi. Este vorba despre AP Canal Edineț. Raportorul este Olga Lozano. Olga, poftim. Prezent, citire note informative privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru anul de bază 2019, necesară pentru desfășurarea activității de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă de canalizare și epurarea apelor uzate de către întreprinderea municipală AP Canal Edineț. Prin prezentă vă informăm că Consiliul de Administrație al ANRE, prin hotărârea 348/2019 din 20 septembrie 2019, a avizat cheltuielile de bază pentru întreprinderea municipală AP Canal Edineț, în temeiul articolului 7, alineatul 2, litera J,
a legii numărul 33 din 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. Prin scrisoarea numărul 06/1385 din 2 octombrie 2019, agenția a expediat în adresa Consiliului Municipal Piedeniț hotărârea menționată prin cuantum cheltuielilor de bază necesare de a fi aprobate, menționată totodată, încă în conformitate cu articolul 35 alineatul 8 din legea 303, Consiliul Local în termen de până la 60 de zile calendaristice de la data primirii de la agenția avizului privind cuantum cheltuielilor de bază va aproba cheltuielile de bază vizate de agenție. De notat că Consiliul Municipal Iedeniț a recepționat hotărârea Consiliului de Administrație numărul 348 privind avizarea cheltuielilor de bază pe data de 4 octombrie 2019. Pe data de 20 decembrie 2019 a fost inclusă pe ordine de zi a ședinței Consiliului Municipal chestiunea cu privire la aprobarea cheltuielilor de bază, însă această chestiune nu a fost examinată și nu a fost adoptată vreo decizie în acest sens. Ulterior, această chestiune nu a mai fost supusă examinării. Prin urmare, până la expirarea termenului de 60 de zile calendaristice, și anume 3 decembrie 2019, prevăzute de articol 35 alineatul 8 din legea 303, Consiliul Municipal nu a aprobat cheltuieli de bază corespunzătoare, drept confirmare fiind și scrisoarea parvenită de la Consiliul Municipal Iedeneț, numărul 145 din 3 iunie 2020. În circumstanțele date, la data de 2 iunie 2020, operatorul, în conformitate cu articolul 35 alineatul 10, întreprinderea municipală a canalului Iedeneț, s-a adresat către agenție, prin scrisoarea numărul 108, să aprobe cheltuielile de bază în conformitate cu hotărârea Consiliului de Administrație numărul 348 din 20 septembrie 2019. Dat fiind cele expuse, în conformitate cu legea numărul 303 și metodologie de terminare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate, și având în vedere că aprobarea tarifelor este condiționată de aprobarea prealabilă a cheltuielilor de bază, și ținând cont de faptul că Consiliul Municipal Iedeneț nu a aprobat cheltuielile de bază în termenul prevăzut de lege, în temeiul articolului 3 alineatul 2, litera M, și articolul 35 alineatul 10 al legii numărul 303 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, se propune aprobarea cheltuielilor de bază pentru întreprinderea municipală a canal Iedeneț în cuantumurile în care au fost avizate prin hotărârea Consiliului de Administrație al REN numărul 348/2019 din 20 septembrie 2019. Mulțumesc, Olga. Vreau să întreb dacă cineva de la APCanal Iedeneț este prezent în discuție. Este, da? Vă prezint, vă rog. Vitalie Sorocan, director întreprinderii municipale APCanal Iedeneț. Vă rog, vă dăm cuvântul, vă oferim cuvântul dumneavoastră. Stimate domn director, cu privire la aprobarea cheltuielilor de bază de Consiliul Roșănesc, problema constă, au fost alegeri locale, până s-au instituit, până s-au așezat, spunem așa, toate partidele în Consiliu, a trecut timp. Ca pot să vă anunț că bugetul primăriei municipiului Iedeneț a fost aprobat în 5 iunie 2020. Adică ședințe lucrative n-au fost, de asta considerent nici nu au aprobat. De asta noi și-am solicitat că cheltuielile de bază să fie aprobate conform hotărârii din 20 septembrie. Și aici ține obiecții, voi spune în felul următor. Teoria este, testăm în practic un an de zile, nu o să fim de acord, peste un an de zile o să avem sau nu o să avem obiecții. Vom vedea. Pentru că noi prima dată aprobăm la Andrei tariful, așa că îl testăm în practic în orice caz un an de zile. Domn director, vă mulțumesc, trebuie să vă descurcați. Pe un parcurs o să vedem cum merg lucrurile. În aceste condiții, domnul director, dacă dumneavoastră nu aveți întrebări, eu propun doamnei Lozan să dă citire proiectului hotărârii, partea hotărătoare. Să dă citire hotărârii privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru întreprinderea municipală a canal Iedeneț. Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică hotărăște. 1. Se aprobă pentru anul de bază 2019 valorile cheltuielilor aferente serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate, furnizate de către întreprinderea municipală a canal Iedeneț, cum urmează. Cheltuieli materiale. Serviciul public de alimentare cu apă potabilă, sumă de 375,3 mii lei. Serviciul public de canalizare, 270,9 mii lei. Cheltuieli cu personalul. Serviciul public de alimentare cu apă potabilă, 4 milioane 394,2 mii lei. Serviciul public de canalizare, 4 milioane 284,4 mii lei. Cheltuieli de întreținere și exploatare a sistemului public de alimentare cu apă
și de canalizare, serviciul public de alimentare cu apă potabilă, 244,4 mii lei, serviciul public de canalizare, 57,7 mii lei. Cheltuieli administrative, serviciul public de alimentare cu apă potabilă, 155,2 mii lei, serviciul public de canalizare, 166,3 mii lei. În total, pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, 5.169,1 mii lei, pentru serviciul public de canalizare, 4.779,3 mii lei. 2. Prezenta hotărârii poate fi contestată la autoritatea emitentă în termen de 30 de zile. 3. Prezenta hotărârii va fi adusă la cunoștință Consiliului Municipal Iednik și titularului de licență. Da, Olga, mulțumesc. Domnilor directori, supun votului acest proiect de hotărâri. Vă rog să votați, să vă văd mulțile. Da, mulțumesc. Prin votul unanim, această hotărâre a fost adoptată. În așa mod, noi am epuizat ordine de zi. Domnilor directori, dacă nu sunt observații sau anunțuri, eu declar ședința închisă. Vă mulțumesc și vă aștept la mine, domnilor directori, la o cafea. Mulțumesc!